Microbuze școlare noi vor avea elevii care învață la școlile gimnaziale Ilovița, Breznița Motru, Jiana, Prunișor, Broșteni, Gogoșu, Pădina, Grozești, Șișești și Pristol. Aici, cele existente fie erau insuficiente, fie erau vechi și aveau nevoie de reparații. Fiii sunt de la 6 sate, de la clasele de 1-4, s-au desființat 4 școli și au rămas mai 2 și microbuzul care este acum va asigura transportul celor. Pe ce distanță? Cred că între sate sunt și 15 km până la 10 km. Transportăm elevii din comuna învecinată de la Ilovăț, inclusiv de la Căzănești, din zona Ilov, Gârbovăț, Știucani. Consider că pentru noi este un mare ajutor pentru faptul că dacă era să reparăm microbuzul cel vechi, ne costa undeva la 300 de milioane, iar pe această perioadă cu criza care este o sumă foarte mare. Ca să nu fie singur la preluarea mijloacelor de transport, unii primari au venit cu șoferii care să preia microbuzele, dar și cu elevii. Cele 11 autovehicule nu acoperă însă necesarul pentru județul Mehedinți. Ni s-a asigurat un număr de 34 de microbuze școlare care vor sosi până la sfârșitul anului. Însă, acum înainte de începerea anului școlar 2014-2015, vor sosi aceste care deja sunt și prezente, 11 bucăți, ce ne vor fi extrem de necesare în derularea procesului instructiv educativ. Aveau nevoie urgentă de aceste microbuze pentru că mergeau foarte mult pe jos. E un lucru binevenit pentru noi, pentru județ. Din câte am înțeles, vor mai urma și alte microbuze, mai sunt și alte comune care au nevoie. Eu cred că în acest moment, mai ales vedeți cum a și început vremea rea, este un lucru extraordinar. După ce fiecare primar a semnat contractul de preluare a microbuzelor și a primit cheia, vicepremierul Liviu Dragnea ia atenționat să angajeze șoferi responsabili și cu experiență, care să aibă grijă de mașini, dar și de copiii pe care îi transportă. Vreau să vă rog și pe dumneavoastră ca primar și pe directorii de școli din localitățile respective să aveți grijă de mașini. De asemenea, șoferii pe care o să-i puneți pe aceste mașini să nu uite niciodată că transportă copii. Să fie oameni serioși, oameni cu experiență, care se conducă cu foarte mare atenție. Până la sfârșitul anului se așteaptă ca în Mehedinți să ajungă alte 23 de mijloace de transport elevi, după cum a solicitat conducerea Inspectoratului Școlar Județean.